Buldozerele primăriei au intrat dis de dimineață în piața Aurora. Toate construcțiile ridicate ilegal din spatele meu vor fi puse la pământ una câte una, asta după ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a dat dispoziție de demolare. Tot acest spațiu va fi curățat și eliberat. Deci dacă el crede că scoate treaba din ce face acum, bravo, bravo! Nu știați că vine să... Știam, dar avem 3 săptămâni de când tocărăm, că ne-am luat mai încolo spații, să ne mutăm, că avem multă marcă. De câți ani stați la taraba aceasta? De 23 de ani. Și cum este acum faptul că vă strângeți lucrurile? Nu, asta trebuie să gândiți cum este. Vedem pe domnul primar ca pe zeu. Nu trebuie așa să fac. Totuși piața e piață, trebuia să mai... Dom'le, lasă ce, ai răbdare că le luăm și plecăm, dar nu gata, vii tu cu buldozerele că... Se face impresie. Buldozerele au intrat cu putere în construcțiile ridicate ilegal din piața Aurora din Timișoara. Deși proprietarii știau că va veni ziua în care acestea vor fi puse la pământ, câțiva dintre ei consideră că acțiunea a fost făcută prea brusc. Astăzi punem în executare o dispoziție de demolare pentru o serie întreagă de construcții ilegale pe domeniul public, în interiorul, în exteriorul, în perimetrul pieței Aurora. Ce se va face aici în viitor? În momentul de față eliberăm domeniul public până la nivelul construcțiilor care sunt legale pe teren. Odată eliberat terenul și odată restabilită situația din cartea funciară și cea legală, urmează să se întocmească planuri pentru dezvoltarea zonei și pentru rearanjarea modului cum funcționează această zonă din oraș. Va mai exista piața Aurora? Da, piața Aurora va mai exista în perimetrul în care a existat acum 25 de ani, mai bine de 25 de ani, când a fost pornită această concesiune. De cât timp sunt aceste construcții ridicate ilegal? Ele au fost construite în ultimii 25 de ani, gradual, în diferite epoci, cu diferite tipuri de materiale, cu diferite motivații de către diferiți comercianți, sub acoperirea concesiunii existente, până la forma care o vedem astăzi. Unii timișoreni aplaudă inițiativa primarului Timișoarei, Dominic Fritz, aceea de a demola și a face curățenie. Eu mă bucur că se întâmplă treaba asta, că aici era șarpărie curată, era mizerie, era adunătură, escroci care dormeau noaptea pe acolo. Ce ați vrea să se facă în loc aici? Un magazin, o piață, orice, numai să dispară șarpăria asta de aici. Spuneți că era urât. Foarte urât. Într-un oraș ca Timișoara. Da, să facă ordine în tot orașul, că n-a făcut nimeni până acum. Cheltuielile de demolare vor fi suportate de reprezentanții pieței Aurora, întrucât aceștia au încasat chirie zeci de ani, spun reprezentanții primăriei Timișoara.